Ascultă-mă, ascultă-mă, repede. Uită-te la mine. Trebuie să intri înăuntru să scoți niște bani repede de la ATM, că am datorii. Am datorii la stat. cum să intru înăuntru? Cum sunt ca pe aici, că pe aici am ca pe doar cardul? Bă, Ești bagă-te, nebun? bagă-te înăuntru, trebuie să spargem ăsta, să scoatem banii, că am datorii, am jucat la poker și am pierdut toți banii, am jucat cu mătușa Vasilica de peste drum și m-a păcălit, mi-a făcut mână dublă, pac, pac și mi-a făcut, intră te rog înăuntru și scoate banii. Păi nu-mi cap pe aici, că pe Bă, aici am ca pe uite-te, doar te faci așa, cardul. uite, eu m-am băgat, uite, vine pe cealaltă Păi parte, tu vine pe cealaltă cum? parte, ajută-mă! Păi da, unde-i magazinul? Ce magazin? Intră aici să scoțem banii de la ATM. Intră, bagă-te, te rog eu frumos pentru Păi, mine. în ATM să mă bag? Da, mă, omule, tu nu înțelegi, te ba... Așa, bun, trage-i, trage-i! Ia stai să mă uit la tine. Uauleu! Dai cu ceva bombă să explodeze. Uau! Uite banii, în sfârșit avem banii, bă! Ce bani! Suntem bogați! Da, da, Mamă, ce da! câți bani avem! Bă, poți să înnoți în banii, asta e ca o piscină de bani, bagă-te acolo! Mamă, ce șmecheră-i! Dați-mi în față! Acum strag! Bă, zbura banii! Bă, nu mai avea niciun ban! Trebuie să-i strângem repede cu remorca, adu o remorcă! O Aduce remorcă! acum băiatul cea mai puternică remorcă, străița acolo așa. Prietenaș, ia uite ce remorcă am găsit aici, o găsit fratele tău, cea mai bună remorcă din lumea asta. Trebuie să dau cu spatele. Bă, ce e acolo în Am cu spate, bă? spatele. Aia e remorca plină de căcat, ce dracu ți iese de acolo? Asta e pământ de cultivat în floricelii pe câmpii, hai să li adunăm copii. Așa, acum dă fratele tău, deci ai cerut 10 tone de moloz, nu? Bă, stai mă, ce faci? Stai să băgăm banii în remorcă, bă, omule, că strici remorcă. Aici vrei să-ți faci casa? Bă, stai mă. Stai mă puțin, bă, că nu vreau Stai să-mi mă, fac îți casă. fac casa aici. Bă, nu vreau mă să-mi fac casă, oprește-te, trebuie să Trebuie să băgăm dau cu banii. spatele. Stai așa, păi da, că molozul ăsta costă doar Bă, stai 5 lei, mă, se dau bă, pe gratis. urcă-te aici la containere ca să pot să mă urc sus, la tine Acum azi urcă remorcă. băiatul tău, stai că să-ți pun molozul Bă, aici. stai, bă, vezi că cazi în... Nu, cad, îți Bă, pun cazi în molozul aici. shredder, bă, cazi în shredder, bă! Îți pun molozul. Ce se întâmplă? Sunt așa tânăr, nu vreau să mor. Sunt tânăr. Doamne ferește! Bă, dă bă jos mașinile alea din remorcă ca să bag banii, bă, ești nebun la cap că-s mașini Bă, ruginite, acum bă! încerc acum, stai puțin, fratele meu, stai! Dă acum cu spatele, stai! Bă, stai bă, ai grijă cum dai cu spatele, bă! Bă, Bă, mi-i da, spar și eu banii, puțin! bă! Nu te-am spart niciun ban, așa era din fabrică. Bă, Mă duc să bă, scap din mașină. sparg mașina, sparg mașina, bă, sparg roțule, bă, că... Ia-mă de aici! Ce s-a întâmplat? Fugiți, ne atacă! Bă, stai mă, oprește-te puțin, bă, oprește! Trebuie să fug de aici, că nu-i nimic care al... Scop! Doamne, ferește, bă, că ai stricat tot planul, bă, că vine poliția după noi! Unde e poliția? Stai că scap eu de aici, auleu! Auleu, lua foc! Începe să mă ardă! Ar! Stai că te rezolve mai bine, stai liniștit! Asta e pentru că nu mă asculti. Ia de aici să zici ce-ți vin eu la mașină. Am vrut să spun ultimele cuvinte înainte de moarte. Bun, gata, dai tare că a venit poliția după noi, bă. Lua da, bani, uite, sunt poliția. aici în spate banii. Bă, stai, nu-i calc. călca, nu-i călca, bă, stai. Ai grijă cum mergi, că ți Am se sparge remorca. Bă, te-a explodat remorca, omule. Aoleu, că mi-ai rupt capul, că sunt din remorcă. Contează să fie libertate în viața asta. Stai că mă calci, mă calci. Libertate. Uite ce e cu la remorcă, bă, ești, bă, ești normal, bă, copile. Bă, așa... așa trebuie. Deci trebuie să scăpăm din mașinile astea de poliție. Ia de aici poliția. Lasă-mă că asta e războiul nostru cu al lor. Bă, uite-te la tine, bă, că nu mai ai nimic din remorca aia. Ia de aici, dacă mor eu, muriți și voi. Arde! Arde! Bă, oprește-te, oprește, dă-te jos, chemă pompierii, pompierii, cheamă pompierii. Unde ești? Au căzut toate lucrurile pe mine, ajută-mă. Unde, unde ești, că nu te văd, bă? Aici, jos! Bă, ne vârtim în cercuri, omule, stai că nu te văd de flăcări. Mamă, e prea mult foc aici. Păi, dar unde ai dus? Sunt aici la elicopter, la... Adă, am fost aici să-mi iau apă minerală. Stai la ce apă minerală, bă?
Te-ai dus tu mașină? Bă, omule, vino coace, vino coace. Uite, mă, bă, hai repede în Dacia asta să plecăm așa cu ea. Vino coace, urcă-te. Condu-o. Dar nu s-a urcat nimeni la șofer. Mă urc eu acum, frate, stai puțin, că eu nu știam că e vorba pe așa. Urcă-te în spatele meu. Nu că tu poți să mai urci la șofer. Ba da, bă, poți, zic eu sigur. Gata, sunt la șofer, sunt la șofer, haide. Haide, frățior, dă-i. Dar urcă-te, bă, cu mine, așa. M-am urcat. Bun, fii atent, să facem o schemă, înțelegi? Schemă. Uite, vezi rampa asta din față? Da. Îi dăm tare pe ea, ok? Dă-i tare, frate. Hai, ești pregătit? Cel mai pregătit. Hai că îi dăm. Îi dăm tare pe rampă să... Aoleu, era Shredder! Era... Ce faci? Stai că era Shredder, ne mănâncă, ne mănâncă! Nu! Nu! Ce se întâmplă? De ce m-ai adus, da? Credeai că mă poți păcăli, nu? Ia de aici cu păcălea la ta! Bă, n-am vrut să te păcălesc, jur, stai, că trebuie să scăpăm da, din problema. Da, ai păcălit. Bă, stai, bă, că spargi motorul la Dacia. Da, dacă mai trag una, am murit amândoi. Ultimele tale cuvinte? Hot dog. Aoleu! Repede, mă asculti? Da. Trebuie să ne urcăm pe cel mai mare bloc aici. Să luăm elicopterul să... Aoleu! Bă, ce ai făcut? Bă, bă, Dacia Duster-ul! Ai rupt tot! Gata. E ok, e ok. Am tunat-o, bă, am tunat-o. Ce-ai tunat-o? Bă, am tunat Dacia, bă, e incredibil așa ceva. Eu caut o clădire în orașul ăsta, dar nu o găsesc. Gata, am găsit-o. Unde? Unde? Mergem la parcare. Parcarea subterană etajată, înțelegi? Oh, asta e o pizzerie aici, bă. O prins să luăm pizza? Aici. Unde? Unde? Aici. Mamă, pizzeria! Da, haide, haide, vino repede. Iujaf, stați! Dă-le! Trage-i lușa să ne deschidă, să ne dea pizza. Da-ți, bă, pizza, bă! Vrem pizza, da-ți pizza încoace! Vrem pizza! Tot ce înseamnă pizza, da-ți încoace! Am plecat, fraiere, ce te-am păcălit! Aoleu, m-am urcat în spate. A, da, te-ai urcat în spate? N-am vrut să te păcălești, am glumit. Nu ai vrut să mă păcălești, nu? Nu, doamne ferește. A, da. Ia, hai cu mine, că mergem într-un loc frumos. Bă, nu, m-a răpit. Ajutor poliția că m-a răpit băiatul ăsta. Nu știu cine, uitați-vă la el cum arată. E urât, e urât tare. Care-i faza? Care-i faza? Că viața are mai multe sensuri și tu tocmai ți-ai pierdut sensul la viață. Și hai să spun de ce. De ce? Fiindcă ai vrut să mă păcălești. Și acum tu trebuie să înțelegi ce este viața. Nu cred că înțeleg exact ce e viața. Aoleu! A luat foc! Ajută-mă, prietenaș, că... Prietenaș, acum te ajut, stai! A venit ambulanța, prietenaș! Haide, urcă! Stai că-ți fac CPR, Aoleu, Nino! Danonino! Am luat foc și eu! Ard în flăcări! Ard în flăcări! CPR! Înviați-l! Aaaa, ți-am făcut resuscitare tare, prietenaș, ești bine? Nu, ard! Stai așa, mai aduc o mașină. Gata, prietenaș, am venit. Urcă-te aici în spate, că o să-ți fie bine. Bine, dar nu pot să mă urc, deschide. Așa, bun, ține-te, te ții bine? Mă țin bine, prietenaș, hai, dă-i. Trebuie să ai încredere în mine, că te duc la spital să te fac bine, ok? Da. Asta e așa, deschid și eu un pic aici în spate da, să fac o erisire. Da, deschide, stai liniștit, prietene. M-ai omorât. Da? Da. Aoleu. Bă, salvează-mă că sunt legat aici, mort în mașină. Ajutor. Stai grijă la tren, prietenaș, da? Normal că am grijă la tren, bă, dar ce, mă crezi prost? Bă, a făcut pană. Nu mai merge mașina. Cum să faci pană? Bă, pe da. Mijlocul trenului. Bă, dar încerc, dar nu merge, uite cum face. Orice face, nu te da jos de acolo că ești în siguranță, mă înțelegi? Păi mă, prin numai prin dă-n jos? Bă, stai acolo că ești prins de targă, trebuie să te duc la spital, ești responsabilitatea mea, prietenaș. Aoleu, păi știa că vine trenul. Eu m-am dat jos ca să o repar, ok? Stai 2 secunde. Uite, am adus mașina asta cu cârlig, o lipim aici, ok? Aoleu, prietenaș, hai mai rapid că... Uite, ți-am dat cârligul, apucă-l. Dar nu merge. Apucă, bă, cârligul. Bă, vine trenul, stai acolo. Ajută-mă, ia-mă de... Am plecat, te-am lăsat. Bă, uite-te și tu ce s-a întâmplat. Că ne-a luat trenul pe sus, bă, suntem în tren. Înțelegi că suntem în tren? Bă, aoleu, bă, suntem cu Dacia în tren.
sunt exact cu Dacian Trend, deci trebuie să cauți o manevră prin care să plecăm de aici. Nu mai avem roți, nu mai avem roți, nu mai putem să mișcăm mașina. Aoleu, uite pe să distrugi mașina. Bă, mi-e frică, mi-e frică, zic sincer. Stai că încerc să dau cu spatele. Bă, și mie mi-este frică, dai cu spatele. Acum am ajuns în situația asta că am adormit și eu puțin și ne-am trezit aici. Deci, fii atent, am adormit și eu, zic sincer, dar înainte să adorm, țin minte cum ne-am răsturnat de 10.000 de ori de pe cel mai înalt deal de aici și cum am aterizat aici în remorca asta. Doamne, și acum ce facem? Avem două variante. Ori stăm și așteptăm să ajungă trenul în stație, ori ne dăm jos, dar e posibil dacă deschizi ușa să cazi direct în afara trenului. Auleu, așa că știu cum să fac loc mai mult. Ești pregătit, prietenaș? Sunt pregătit. Auleu, bă. N-a mers. Încearcă să tragi în sus. În sus trage. Bun. Ai făcut loc? Stai. Mamă. Scoatem arma de calibru mai mic acum. Mai în... Pretenaș, scuze, îmi pare rău că te-am împușcat în cap, n-am vrut. Pretenaș, dacă poți jos timp pușc în cap, pretenaș. Oh, uite, gata, hai că ai făcut loc, e bine. Loc. Mamă. Bă, deja e ok, fii atent, mă asculti? Te ascult, pretenaș, dar trebuie să faci mai mult loc aici. Bă, stai, nu trage motor că poate explodează. Trenul? Motorul, bă, de la mașină să nu tragi în el aici. Bă, poate avem șansa să ne dăm jos acum, cât e loc. Încercăm? Încercăm, hai. Hai, tu primul. Bă, e bine, ești în tren. Ești ok? Ești bine? Gata, am reușit, uite-te la mine. Am reușit să mă dau jos. Mamă, dar cum ai făcut asta? M-am dat jos, pur și simplu. Bă, poate n-ar mai trebui să-ți rup creierul când te... Auleu, a căzut și eu. Trebuie să găsim o metodă prin care să băgăm toți banii din groapa asta în elicopter să putem să scăpăm în sfârșit de aici, bă. Îți arată frățiorul tot Dracula asta acum, deci pui o bacnotă aici, vezi, da? Da. Așa? Și acum hai să mergem, hai rapid că am furat. Asta e tot? Haide, hai cu fratele tău. Bă, stai așa, bă, dar restul de bani? Ce restul de bani? Nu ne mai trebuie restul de bani. Bă, dar ce faci? De ce te bagi în spate cu mine? Eu consider că... Bă, știi ceva? O să pilotez eu atunci. Nu merge. M-am dat jos ca să vin să-ți spun că vezi că nu merge. Dar ce căcat de elicopter ai scos, bă, dacă nu merge? Bă, tu l-ai scos. Ai zis că e elicopterul lui Văru, tu, bă. Stai, bă, ce faci? Nu trage. Văru, nu? Nu asta trage. Elicopterul, bă, eu n-am vorbit cu tine, eu nu știu cu cine ai vorbit. Uite ce elicopter ai adus aici, care nici măcar nu merge. Na. Ce mai spui acum? Bă, ai stricat elicopterul lui Văru, tu. Cu tot cu bani, ia. Bă, banii, bă! Nu mai trebuie nimica. Nimic nu ne mai trebuie pe lumea asta, înțelege? Am scos racheta spațială Columbia. Ai face bine să te urci pentru că e ultima ta șansă să pleci de pe blocul ăsta. Bă, sunt sub rachetă. Te văd că ești sub rachetă, fă cumva să ajungi peste rachetă. Încerc acum. Bă, ce cauți, mă, peste rachetă, mă, că strici racheta, bă, omule. Tu stai. Ești blocat acolo între rachetă și... Așa, ești aici cu mine? Da, gata. Apasă pe C. Mamă. Ia uite, mă, sunt aici, mă vezi? A, salut, frate. Bun, bă, ai grijă cum apeși pe butoanele astea, că vezi că sunt multe, da? Da, pe care trebuie să apăs? Bă, pe toate, dar deodată. Bine, îmi spui tu când? Imediat. Stai așa puțin, că nu știu să o pornesc. Păi, sigur că nu știi să o pornești? Eu cred că trebuie să o bubuim. Dă-i puternic. O distrugem, prietenaș. Dă-i tare în ea. Am un plan, stai, nu mai trage în ea, am un plan. Autobuzul magic, intrăm cu autobuzul magic în ea și o distrugem. Păi ți-e sigur că o să funcționeze? Stai liniștit că e planul meu cel mai bun. Te-ai băgat înăuntru? Ce faci, mă, te-ai băgat cel mai în spate? Da, eu vreau să stau aici cel mai în spate. Fii atent că te bag în scaun. Bun, acum luăm curbă să mergem spre ea, înțeles? Am înțeles, prietenaș. Stai puțin că nu ne îndreptăm bine. Nu ne îndreptăm bine deloc. Auleu. Bun, două secunde, că trebuie să găsim traiectoria exactă spre ea, înțelegi? Gata, ești pregătit? Pregătit, frate, pregătit! Dă-i tare! Auleu! N-am ajuns bine! Stai! N-am ajuns bine deloc! Trebuie să ai retrag în ea! Mamă, ce-a explodat, ești nebun la cap, să mă ierte Dumnezeu! Doamne ferește! Bun, dragii mei, ăsta a fost episodul de pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să bombardați butonul de like, subscribe, share și comment și ne vedem în tura viitoare, pupici cu scripici. Mua, pa, pa!